Diana simte că încă e în proces de acomodare în casa mireasă și se pare că Roberto vrea să o ajute în acest sens. La momentul de față vreau să încerc să mă acomodez, să mă integrez, să mă simt și eu acasă și... Păi și nu te simți acasă? Încă nu. Voi vă cunoașteți toți, ați interacționat, vă cunoașteți de o lună, vorbiți, glumiți, aveți glumele voastre. E cam greu, dar să mă acomodez, asta nu înseamnă că nu mă acomodez. Dar e mai greu, nu simt că m-am acomodat, dar asta nu înseamnă că nu mă voi acomoda niciodată. Poate peste 3 zile, nici nu mai am nimic. În 3 zile vin pijama în live. Da, știi? Așa e la început, până intru în sistem, până... E ceva nou cu lavariera, cu rutina, cu mă înțelegi, cu emisiunea live, am emoții. De ce să mai emoții? Acum sunt mai ok, nu am așa, dar încet, încet. Am văzut că vorbești foarte bine. Da, acum mi-am dat... Chiar foarte bine vorbești. Da. Trebuie să treci peste astea, să nu mai fii așa. Dar nu să trec, că îmi spui tu treci peste, Diana. Că Diana, uite, poate majoritatea fetelor te iau așa... tare. Pentru că și pe tine te văd o fire mai slabă, tu te retragi când țipă cineva la tine sau țipă, mă rog, are o discuție mai aprinsă cu tine, tu te retragi. Nu! Zi, două, trei, vorbești și pe aia te retrage. Dar nu trebuie să zic, eu fac ceea ce simt. Vreau să te întăresc cumva, da, nu, nu da. Zic să faci, că oricum faci ce vrei tu. Nu zic știu, dacă ai înțeleg. Întinde pâinea tu. Înțeleg, nu, înțeleg nu. Punctul tău de vedere. Tu trebuie să fii tare. Serios, serios, deci, uite, mie îmi place de tine cum ești tu ca fată, ca tot, îmi place tot, serios, sincer spun. Și nu e, nu-mi place să te văd așa, nu știu. Da, știu, știu. E mai greu, nu, la început e mai greu, dar acum, eu simt nu vreau să te super pe mine, nu vreau să te super pe mine. Puțin aeriană așa, nu știu, dar nu e cuvântul bun, dar aeriană. Da, mi s-a zis că aeriană, dar nu înțeleg de dar ce. Dar nu aeriană în sensul dar rău. Ia, dar de ce să aeriană? Păi și Diana ce are? Prea aerian. Asta, eu asta chiar n-am înțeles, de ce? Că uite, ești puțin așa, nu știu, indecisă că... câteodată, adică așa par, dar de fapt tu nu ești așa. Da, tu spui exact... indecisă la ce? Că sunt mai retrasă? Că nu m-am acomodat și nu... Probabil de asta se vede așa, știi? Dar, sunt aeriană? Eu nu știu, cred. Te înțeleg, eu te înțeleg eu, pe familia tine. Mea nu mi-a zis în niciun moment că sunt aeriană. Mi-a zis că sunt un pic retrasă, că stau și analizez și observ. Asta mi-a zis familia mea. Ce vrea Roberto să afle de la Diana? Sau ce vrea să-i spună de fapt? Ce vrei să faci mai departe? Să aștept să intre cineva care să am conexiunea, dacă nu, asta e. Mă duc acasă. Păi ce conexiune aștept tu? Că nu înțeleg, care-i conexiunea? Că nu am o conexiune, o atracție, o chimie, să simt și să fie reciprocă, ce să fac? Da, da, poți să cunoști un om și să te atragă pe parcurs cu ceva. Eu mai mult mă bazez pe ce simt, pe moment și ce... A, gândești cu inima cum ar veni. Da. Nu cu creierul. Asta e punctul tău de vedere, pentru că nu ești tu în situația mea și nu ești eu. Ți-e frică să cunoști orice băiat? Nu mi-e frică sau... să cunosc, dar pentru mine, ca să am interesul, trebuie să fie ceva, să-mi zic că da, Diana, cunoaște persoana asta. Dacă eu nu simt nimic, nu simt nicio atracție, trebuie să zică nici cineva? Nimic. A, instinctul tău trebuie să zică... Da, instinctul meu trebuie să-mi zică da, Diana, știi? Dar dacă eu nu simt, nu o să fac. Ce nu simt. Mie nu-mi pasă vorba lui nimeni, nu-mi pasă părerile nimănui. Eu fac ceea ce simt în orice moment. Eu îmi doresc să-mi găsesc pe cineva, dar cineva sigur pe el, cineva care își dorește același lucru și cineva să-mi demonstreze. Pentru că eu sunt dispusă să demonstrez ceea ce simt și ceea ce îmi doresc, dar, cum am zis, trebuie să fie ceva reciproc și siguranță. Care e siguranța aia? Să-mi transmită siguranță că e ceva reciproc, că își dorește și... Să ai o bază cum ar veni. Da. Pe mine dacă nu mă atrage cineva care din nu... Din prima. Din prima, nu mă atrage, nu este o conexiune, nu îmi răscolește, nu știu cum să zice. Răscolește? Răscolește o intrigă, o senzatică, să vreau să-l cunosc sau ceva. De ce să pierd vremea să cunosc pe cineva care nu vreau? Da, da, omul ăla poate să te facă fericită de 100 de ori mai mult decât te face la care ai avut prima oară conexiune. Asta n-ai de unde să știi. Dar, Robert, trebuie să înțelegi un lucru. Tu ești tu. Tu ești tu, da, corect. Okay? Deci înțelege lucrul ăsta și, da, știu, și știu, te știu, rog știu. Înainte să-mi zici ară lucruri sau să mă întreb ceva anume ăsta, gen să-mi dai cu părerea de cum ai face tu, gândește că tu ești tu și ai acționat total diferit la cum aș acționa eu sau alte persoane. Tu ești tu. Tu ai gândirea ta, tu ai
chestia ta fixă, eu fac așa. Da, fiecare e diferă, la fiecare e diferă mentalitatea. Da, eu nu pot să fiu cum ești tu sau cum e dar nu știu zic, cine. Dar nu zic să fii cum... Da, da, asta îmi dai impresia, știi că îmi impui să Doamne, gândesc dar nu-ți impun, Doamne. Nu, eu zic strict de mine ce am făcut eu și ce am zis eu. Doamne, ajută să-ți găsești pe cine. Doamne, ajută. Doamne, ajută. Capricile iubirii. Ai rămas constant de la momentul la care ea a intrat în casa Mireasa. Tu ai încercat, ea a zis să-i dai spațiu, te-ai retras un pic și acum parcă ți-ai reorganizat ambasadele. Da, dar nu. Dacă tot simți că e loc? Nu știu ce să zic acum. Nu vreau să-mi dau cu părerea, nu mai vreau să-mi dau cu părerea momentan. E loc, Diana? Nu. Nu e loc, auzi. Atunci nu mai gata. Da. Mie mi s-a părut că în toată discuția Roberto cumva a încercat să o convingă pe Diana sau să expună punctul de vedere că există și băieți care nu îi pot atrage atenția neapărat de la prima vedere. Corect. Dar care îi pot oferi, cum i-ai spus, că o pot să facă cea mai fericită. Da, da. Nu am un fel de reclamă mascată, da, la ceea ce poți tu să faci. Da. Așa se întâmplă în viața de zi cu zi, adică, mi-o rog. Un fel de concurență neloială sau cum? Măi, Diana, dar ție îți plac băieții greu de cucerit? Că așa pare. Adică... Nu neapărat. Nu. Ia uite-l pe Dima, ce zâmbe. Ce zâmbești așa? Eu mă uitam la Roberto. Da. Și zâmbești la Roberto? Păi da, că la ce zice el mai mereu. Ce zice el mai mereu? Că nu se mai bagă, nu se mai bagă și tot apare la capricii. Involuntar. Involuntar, asta zic. Păi și ce părere aveți despre situația asta? Hai, spuneți-mi ce știți voi, că... Da. El o să-mi vândă castraveți la grădinar, da. Cu siguranță, lui Roberto. Ziu. Îi place prezența Dianei, bineînțeles. Asta știe toată lumea. Și știe toată lumea, dar când vine un răspuns ferm, se retrage. Un răspuns ferm negativ, se și retrage. Și nu mai continuă. Și nu mai continuă, da. Trei zile. După trei zile, bine. Ok, o să vedem. Dragilor...